În prima zi din noul an, Sfânta Liturghie de la Catedrala Patriarhală a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal, și cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În cuvântul de învățătură rostit după citirea Sfintei Evanghelii, Părintele Patriarh a vorbit despre tăierea împrejur, cea după trup a Domnului. Tăierea împrejur a Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos arată respectul pe care Mântuitorul Iisus Hristos îl are față de legea veche. El nu a venit să strice legea veche, ci să o împlinească și să o plinească, adică să o observe, să o aplice și să o desăvârșească. Această tăiere împrejur se realiza în a opta zi după nașterea pruncului băiat. 8 era cifra care simboliza veșnicia. Deci când un prunc băiat era tăiat împrejur și îi se dădea în general un nume Teofor, adică un nume care purta numele lui Dumnezeu sau lucrarea lui Dumnezeu, în acest nume atribuit copilului, atunci semnificația era următoarea, că acest copil este tăiat împrejur pentru a coopera, a conlucra cu Dumnezeu cel veșnic viu. De aceea ziua 8-a era ziua atribuirii numelui unui copil. Și, în plus, dacă vorbim de cifra 8, atunci însemna că acest om, chiar dacă e muritor mai târziu copilul, care devine adult, el va trăi veșnic prin credință. Preafericirea sa a afirmat că tăierea împrejur a constituit doar o pregătire pentru botezul creștin. Tăierea împrejur a legii vechi, a lui Avram și a lui Moise, deci această tăiere împrejur ca practică, ca ritual, era doar o pregătire și o prefigurare sau preînchipuire a botezului creștin. De aceea, când Sfinții Apostoli s-au întrunit în sinod împreună cu prezbiterii la Ierusalim, au hotărât ca să nu li se impune tăierea împrejur celor care vin dintre păgâni, pentru că era o piedică la convertire, deoarece tăierea împrejur pentru o persoană adultă producea o suferință în trup foarte mare. Și de aceea au hotărât că e suficientă credința în Iisus Hristos și botezul. De aceea în epistolele Sfântului Apostol Pavel, Sfântul Apostol Pavel spune că tăierea împrejur după trup a fost doar o pregătire pentru botez. Ea nu mai este necesară. Pentru că, argumentează el, pe bună dreptate, tăierea împrejur cea duhovnicească, pe care el o numește tăierea împrejur a inimii, este adevărata tăiere împrejur. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că botezul este adevărata tăiere împrejur, tăierea împrejur a sufletului sau a inimii, deoarece prin harul Sfântului Botez primim puterea de a alunga, de a îndepărta gândurile și simțirile păcătoase care sunt împotriva voinței lui Dumnezeu. În continuare, preafericirea sa a vorbit despre Sfântul Ierarh Vasile cel Mare. Astăzi facem pomenirea Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezarei Capadocei, care a trăit între anii 330-379.
49 de ani, din care 9 ani a fost arhiepiscop al Cezarei Capadocei. A trăit puțin, dar a lucrat mult. A scris mult și a zidit mult. De la el avem Sfânta Liturghie, care e foarte numele, și care a fost liturghia obișnuită de fiecare duminică și sărbătoare până în secolul al XI-lea, când a fost înlocuită cu liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, care are doar rugăciuni mai scurte decât cele din liturghia Sfântului Vasile. Dar, în general, sunt asemănătoare. E, de fapt, vorba de liturghia Bisericii, de la Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți ai Bisericii. Avem, deci, liturghia de la el, avem regulile mari și regulile mici pentru viața monahală și avem de la el modelul de filantropie sau operă caritabilă a Bisericii. La final, preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit despre cea de-a treia semnificație a zilei de ieri, începutul noului an civil, care ne oferă prilejul de a reflecta la faptele bune pe care le-am făcut în anul care a trecut și să ne gândim la faptele bune pe care dorim să le facem în anul în care tocmai am intrat, spre a viețui creștinește. După Sfânta Liturghie, preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a săvârșit un Te Deum.